Bună seara, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce surpriză plăcută vrea să ne facă domnul Bitcoin. Bun. Păi, se pare că tot se chinuie el să plece de aici, dar nu vrea să plece. Ce credeți? Va pleca? Nu va pleca? Va rupe? Nu va rupe tiparul descendent? Păi, la cum arată, se cam pregătește să rupă. Lumânarea asta arată ca un hammer pe daily, ceea ce înseamnă super bine, da? Pe 4 ore. Ia să vedem ce avem aici. Se pare că vrea să se intersecteze MACD-ul. A rupt în sfârșit rezistența despre care vă povesteam azi de dimineață, tot o testează, a rupt-o. Volum avem cât de cât, nu spectaculos, dar avem. Stă foarte mult pe loc, acumulează foarte mult, foarte mult, da? Chiar mă întrebam mai devreme cineva, ce cred eu că va face? Eu sincer tot în sus o să-l văd, dar știu că foarte mulți îl vreți mai jos, dacă se poate. La 20.000, de exemplu, sau și mai jos. Da, vedem. Bun. Haideți să mergem pe, tot pe daily. Vrem să vă arăt ceva. Pac. Ok, ceva de genul. Bun, eu în momentul de față, da, tind să cred că atâta timp cât pe daily ține EMA 200, suport, sunt șanse foarte mari să rupă tiparul, adică canalul descendent și să zboare. Foarte mari șanse, foarte mari, da? Foarte mari. E vorba doar de timp, da? Adică în câteva zile trebuie să facă mișcarea asta, cam în 2-3 zile. La fel, săptămâna asta este cam critică. De ce? Inclusiv dacă ne uităm pe Gaussian Channel, da? Atâta timp cât ține suportul, suntem bine. Când am intrat în canal, nu mai suntem bine. Momentul când avem o singură lumânare intrat în canal, gata. Aia a fost tot. Așteptați-vă la corecții blană. Da? Țineți minte, ăsta e ca un pont, așa, dacă tot vreți să știți ce se întâmplă. În momentul când am intrat în canal, că foarte mulți vă întrebați ce, cum văd eu lucrurile. Păi eu nu le văd dinainte, că nimeni nu poate să le vadă înainte. Eu le văd în funcție de ceea ce se întâmplă, da? Exact cum vă spun acum. Dacă a intrat, avem o lumânare închisă în canal, cum e asta, așteptați-vă la corecții, da? Dacă avem o singură lumânare închisă în canal, așteptați-vă la corecții. Corecții blană, da? Dacă, da, avem o singură lumânare închisă în canal, ca să înțelegeți ce înseamnă Gaussian Channel, da? S-a dus. Da? Momentul când avem o singură lumânare, pe weekly vorbesc, închisă peste canal, așteptați-vă la creșteri. Ați înțeles, da? Cum stau lucrurile. Bun. Haideți să mergem mai departe. Deci încă suntem suport. Încă suntem bine. Tot la fel. Dacă ține EMA 20, la fel suntem bine. Da? Bun. Ați înțeles. Mergem mai departe și analizăm e-gold-ul. Ce părere aveți despre e-gold? Unde credeți voi că o să ajungă? La ce sumă credeți voi că o să ajungă el? Haideți să ne uităm un pic pe weekly, că vreau să vă arăt ceva. Pac. Ok, are o corecție, e normal să aibă o corecție. A avut o corecție destul de puternică, exact pe 55 moving average, EMA, da? Scuze, 55 exponențial moving average. Se pare că l-a luat suport și a plecat. Suntem pe EMA 20, dacă îl ține, merge mai sus. În momentul de față l-a ținut, da?
și se cam pregătește să mai urce o tură. Dar, haideți să ne uităm și mai aproape. M-a întrebat cineva cum ajung să iau unde ești, unde ești, unde ești? Parallel channel, da? Cum ajung să iau tiparul acesta? Ia uitați. Da? Și avem un canal descendent. Am avut unul ascendent pe care l-a rupt, a creat un descendent și în momentul când îl rupe, fie în partea de jos merge și testează suportul ăsta sau ăsta, fie în partea de sus merge și testează rezistența. Da? Bun. Când pleacă de aici, next target, next target. Adică la 238 este prima rezistență. Scuze, 224 trebuie să o rupă, apoi 238, 265. Astăzi cineva foarte simpatic mi-a cerut să și vorbesc despre fiecare rezistență la cât se află. Da? Ați înțeles. Bun, mergem la BNB. BNB-ul fix același lucru l-a făcut, a creat un canal descendent de unde tot se chinuie să plece de aici, dar n-are nicio șansă. Ce frumos respectă blană, da? Putem să-l tragem și mai așa. Și mai așa. Ceva de 2 secunde. 2 secunde. E ok. Bun. Atâta timp cât nu iese de aici, n-are nicio șansă să plece. Prima rezistență puternică este 383, 427, 453, 475 și 497. Unde este o rezistență foarte puternică, 0618 Fibonacci. Da? Bun, RIF-ul. Același lucru l-a făcut și el și îl face în continuare. Este într-un canal descendent. Tot se chinuie să plece de aici. Rezistență, suport, rezistență, rezistență, suport, suport. Prima rezistență puternică e la 2-0. Următoarea. Doi, trei. Iar următoarea și mai puternică la 2-5-7. Apoi la 3-0 sau 2-8-8. Da? 0,0288, da? Înțelegeți voi. Momentan, tot la fel, este într-un trend descendent, tipic, atât timp cât BTC-ul este într-un trend descendent, toate sunt într-un trend descendent. Până nu pleacă BTC-ul, nu pleacă niciuna. ETH-ul, haideți să vedem ce face. Fix același lucru, este într-un tipar, într-un symmetrical triangle, pe un time frame mai mare. Tot se chinuie să țină suportul, tot se chinuie să lupte, să nu cadă, da? EMA 200 este suport, ceea ce este foarte bine, dar ușor, ușor, chiar astăzi v-am spus, ia să vedem. Povestea mea că nu o să rupă triunghiul ăsta simetric, o să aleagă o direcție. Bineînțeles, l-a rupt în partea de jos. Vedeți? Eram undeva aici, n-a avut putere, l-a rupt în partea de jos. A mers fix în el, n-a putut să rupă tot în partea de jos. Practic, ce a făcut? Partea de jos dispare și acum ne uităm și vedem cum respectă el fiecare, da? Ia uitați. Atât timp cât avem o rezistență aici și o ține, și adică nu poate să o rupă, dar MACD-ul arată bine, tot se chinuie, ia să vedem pe 4 ore, da. Bun, practic din ce în ce în ce mai jos se chinuie să cadă. Ia să vedem. Sperăm să nu cadă. Hai să stăm cu ochii pe el. Tot la fel, avem un canal descendent. Am testat rezistența asta de foarte multe ori.
suportul, scuze, suport. Prima rezistență puternică este la 2976, apoi 3044, 3360, 3800. Da? Bun. Haideți să ne uităm și la Cardano, fiindcă Cardano se pregătește să facă ceva foarte frumos. Se pregătește să mai urce o tură. Deci chiar vrea să urce, nu știu cum, dar chiar vrea. Adică avem o rezistență aici foarte puternică pe care se pare că vrea să o rupă cu orice, dacă nu chiar a rupt-o. Contează cum se închide lumânarea pe daily. Dacă mergem pe un time frame mai mic, da, chiar a rupt-o. Ceea ce înseamnă, da, a luat-o și suport, înseamnă că vrea să meargă la next target, însemnând de la 2 dolari, iarăși la 3 dolari. Asta e targetul. Dar primul target este 2,55, 2,76, 2,89 și 3 dolari. Da? Exact 1,61 Fibonacci. E posibil să meargă mai departe. Next target 2,618, adică 3 dolari și 97. Aproape 4 dolari. Bun. O să vedem. În principiu, cam atât. Dacă ține BTC-ul suportul ăsta, deci nu putem să ne uităm mai mult de ce va face pe time frame scurt, adică dacă ține suportul ăsta și o să meargă să-l testeze pe ăsta, dacă rupe pe ăsta, îl ia suport, merge la următorul, sau dacă nu-l ține pe ăsta suport, mai testează încă o dată suportul de aici. Da? Așteptați confirmări, așteptați să vedeți exact ce se întâmplă și cam asta ar fi. Bun, vă doresc o seară minunată, baftă în training și mare grijă și atenție, da? O seară plăcută, la revedere!